numele Domnului nostru Iisus Hristos, deschidem serviciul divin din această dimineață cu cântarea numărul 231, Eu vin zi de zi. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru favoarea minunată de a fi din nou în locașul de închinare, unde să primim hrană pentru sufletele noastre. Te rugăm să fii prezent în adunarea noastră, fii cu solul de care te folosești spre a împărtăși cuvântul Tău. Ajută-ne să fim hrăniți, întăriți, pentru a putea, la rândul nostru, să putem împărtăși aceste minunate adevăruri și celor ce nu te cunosc. Amin. Timpul este spre încheiere. Avem nevoie să ieșim, să lucrăm pentru salvarea sufletelor care încă nu te cunosc. E atâta necunoaștere în lumea aceasta, că există șansa prin Mântuitorul nostru să fim pentru veșnicie cu El. Fă-ne în stare să ne putem face datoria. Ne prezentăm în brațul Tău și dorim ca numele Tău să fie lăudat și mărit și acum și în veci. Amin. Din toată inima vă spun bun venit, pacea Domnului tuturor. Welcome to all our guests, Paul Trini. It's a blessing to have you with us. Mă bucur că suntem împreună, mă bucur că avem ocazia nu numai să fim împreună noi, cei care ne vedem, dar mai ales să fim împreună cu Cel care este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu îngerii Săi care sunt cu noi prezenți de asemenea. Aș vrea să rămânem în atmosfera cântării, a închinării prin cântare și aș vrea să vă rog să intonăm împreună imnul 222, și apoi vom intra în mesajul din această dimineață. Imnul 222. Nu mai puțin, o secundă, până se afișează, ca să putem să începem bine și pregătiți toți. Mulțumesc. Mai dai o dată, Domnul, te rog. Tu ești Doamne.
Aș vrea să mulțumesc fratelui Vali care a anunțat că comunitatea sau biserica va asculta o predică. Vreau să vă spun că vom învăța toți, de fapt, din Cuvântul lui Dumnezeu și nu eu sunt cel care predică, ci Domnul Iisus Hristos aș vrea să ne vorbească. Și predica nu este de la mine către dumneavoastră, ci este de la El pentru noi toți. Și aștept ca, de asemenea, în prezentarea aceasta să putem să participăm toți, atât cu atenția, cât și cu gândul, poate și cu răspunsurile. Ne îndreptăm repede, ne îndreptăm cu repeziciune către încheierea istoriei acestui pământ. Evenimentele din jurul nostru fac cunoscut lucrul acesta și nu numai că ele mărturisesc despre faptul că se apropie încheierea istoriei, dar ele mărturisesc despre faptul că profeția se împlinește. Era marți dimineață, 11 septembrie 2001. Mulți dintre cei care sunt prezenți aici au fost în viață atunci, cei care sunt copii sau care sunt mai tineri, probabil nu mai țin minte. Eram la școală, tocmai ajunsesem la San Diego, acolo unde aveam cursuri, și când am intrat la clasă, profesorul ne-a spus s-a întâmplat ceva cu totul neobișnuit, o tragedie. Cursurile sunt anulate pentru acea zi și probabil încă pentru acea săptămână, de fapt. Și ne-a spus, mergeți acasă și aveți grijă ca să fiți în siguranță. Am aflat ce s-a întâmplat, a fost o zi plină de durere, au murit mulți oameni nevinovați, au fost familii care au rămas îndurerate prin pierderile suferite. A fost o zi de groază, o zi dificilă. Nu vreau să vorbesc despre lucrul acesta acum, dar vreau să spun că următorul weekend, după acea zi de marți, sâmbătă respectiv și mai ales duminică, pentru că majoritatea bisericilor din Statele Unite, de fapt, din lumea întreagă, sărbătoresc duminica ca zi de odihnă, bisericile acelea, spuneam, erau pline, așa cum n-au fost poate niciodată până atunci. Și probabil nu numai duminica aceea a fost plină, dar au fost pline o perioadă după aceea și oamenii au simțit un interes deosebit pentru cele spirituale, pentru Biblie, pentru cuvântul profetic. Și interesul acesta a fost bun, dar încetul cu încetul lucrurile au intrat din nou pe făgașul lor obișnuit. Oamenii s-au obișnuit de asemenea să trăiască cu această amintire a unei zile de tragedie, dar viața merge înainte și într-un fel este adevărat. Însă, fie că recunoaștem sau nu, dar dacă suntem sinceri, putem să vedem lucrul acesta, viața de atunci încoace sau de atunci încolo până astăzi nu mai este așa cum a fost. Și oricât de mult ar încerca omenirea să se întoarcă la ceea ce a fost înainte, nu se mai poate lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu are un plan și planul lui Dumnezeu este acela de a salva pe om, pe toți cei care pot să fie salvați, atât cât mai este timp. Citind Biblia, în pasajul profetic din Matei 24, și aș spune Matei 24 și 25, Domnul Iisus Hristos încearcă să răspundă ucenicilor cu privire la întrebarea când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale, l-au întrebat ei la începutul capitolului 24. Știți în ce zi era lucrul acesta? Dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și ucenici. Era chiar în săptămâna Paștelui,
Comentatorii spun că era ziua de miercuri, deci cu o zi înainte ca să ajungă să ia cina, să treacă apoi prin suferințele din Ghețeman și apoi să moară în ziua de vineri. Deci cu aproximativ două zile înainte de sărbătoarea Paștelui, când Domnul Iisus Hristos a ieșit ultima oară din templu, pentru ultima oară a ieșit din templu și cu voce și cu o inimă plină de durere a privit înapoi și plângând în sufletul său și în cuvintele sale, spunea: O, Ierusalime, Ierusalime, cât de mult am vrut ca să te strâng, să te salvez, să te scap. Așa cum o găină își strânge puii ca să-i păstreze, să-i ocrotească, mulțumesc. Dar n-ai vrut. Și ucenicii îi îndreaptă privirea și spun: Uită-te ce construcții magnifice, ce culori, ce splendoare. Era chiar spre momentul apusului de soare și marmura albă strălucitoare a templului era într-o frumusețe deosebită. Și Domnul Hristos începe capitolul 24 și le prezintă ucenicilor tot ceea ce scrie la începutul capitolului cu privire la dărâmarea sau pustirea Ierusalimului și apoi venirea Fiului Omului la sfârșitul istoriei. Spiritul profetic spune că în mila sa Domnul Hristos le-a ascuns cumva aceste vești atât de zguduitoare ca ei să nu fie zdruncinați în credința lor. Însă după ce le prezintă în primele 14 versete cum vor avea loc aceste evenimente împletind împreună distrugerea Ierusalimului în anul 70 cu evenimentele care vor avea loc la istoria Pământului, capitolul 24 merge mai departe și surprinde niște imagini extraordinare care au de-a face nu cu evenimentele sau nu cu timpul când aceste evenimente vor avea loc, dar cu modul în care ucenicii atunci și ucenicii mai departe ar fi trebuit să înțeleagă și să trăiască și să se raporteze la aceste evenimente. Și noi când citim Biblia, o citim într-o formă lineară, aș spune, adică citim de sus în jos, de la stânga la dreapta, așa cum obișnuim deci să citim, și citim o pagină, după aceea dăm pagina și în forma aceasta lineară, de la un text la următorul, de la un capitol la următorul, încercăm să prindem aceste mesaje, aceste imagini. Din punct de vedere profetic, încă Dumnezeu are un mod deosebit de a comunica adevărul său. Și vreau să îndrept atenția noastră către cartea lui Daniel și probabil și cartea Apocalips urmează același model. În Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, ce mod folosește Dumnezeu pentru a descrie, profetic vorbind, istoria? Daniel 2 este chipul acela impunător din acele elemente metale și apoi la picioare luțul și fierul. Daniel 7, cele patru fiare, Daniel 8, țapul și berbecul, Daniel 11, de asemenea, o imagine profetică care surprinde același curs al istoriei. Ce vedeți în aceste desfășurări? Se repetă mesajul sau este un alt mesaj? Mulțumesc, se repetă mesajul. De ce se repetă mesajul? Pentru că e important, nu? Și ca omul să înțeleagă, să priceapă, așa este. Dar la fiecare repetare este exact același lucru care se repetă? Sau care este scopul repetiției sau repetării mesajului? Mulțumesc, se adaugă lucruri noi, se adaugă lucruri valoroase care au în contextul respectiv au o importanță deosebită care adaugă importanță, care adaugă însemnătate mesajului. Așa este. Unde aflăm noi despre sanctuar, spre exemplu? În capitolul 2, în capitolul 7 sau 8 din Daniel?
Mulțumesc, 8 și după aceea în continuare 9. Mulțumesc. Deci sanctuarul, vorbind, mulțumesc, este referința acolo, cel mai mult după aceea în 8. Și același lucru, de fapt, îl găsim și în Apocalips. Un cercetător atent, sincer, al cărții Apocalips, va descoperi că cele 7 biserici, cele 7 sigilii, cele 7 trâmbițe, cele 7 plăgi după aceea, toate acestea sunt felii sau repetări ale istoriei Pământului, mai ales istoriei de la sfârșit sau către sfârșit, cu adăugări de informații sau de mesaj care aduce lumină, care aduce valoare mesajului. Iar lucrurile acestea au importanță, pentru că Dumnezeu vrea să pregătească un popor pentru încheierea istoriei. Și mă întorc acum la Matei 24. Și vreau să vă spun, acum când am citit de curând Matei 24 și 25, am înțeles un lucru și aș vrea să vi-l împărtășesc astăzi. Și aș vrea să rog media să ne pregătească primul slide. Aș vrea să înțelegem ceea ce Dumnezeu vorbește, nu ca un mod linear de a gândi sau de a îl vedea așa cum este înscris, ci ca niște felii sau trepte care sunt așezate una după alta și care repetă acest mesaj. În capitolul 24, mergând după ce Domnul Hristos prezintă istoria îmbinată a căderii Ierusalimului și a venirii Fiului Omului, Domnul Hristos începe și vorbește despre o parabolă. Este parabola fiului sau robului credincios, da? Găsim lucrul acesta, Matei 24, probabil chiar începând de la versetul 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care stăpânul său l-a pus peste slugile sale ca să-l dea hrană la vreme potrivită? Și spune mai departe, ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea sa îl va găsi făcând așa. Matei 24, deci parabola aceasta a robului credincios. În coloană privind vertical de sus în jos, primul spațiu este ocupat de robul credincios. Deci robul credincios este pus de stăpânul său ce să facă? Să dea hrană, scrie în cuvânt, da? Să dea hrană slugilor sale la vreme hotărâtă, la vreme potrivită, da? Și mai departe, este binecuvântarea aceea ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea sa îl va găsi făcând așa. Care este lucrarea pe care stăpânul o așteaptă ca robul să o facă atunci când va veni? Potrivit cu ce scrie? Să dea hrană. Să dea hrană. E adevărat, a da hrană înseamnă a predica Evanghelia, dar nu numai atât. Nu numai atât. Deci, stăpânul așteaptă ca robul credincios și înțelept să îl găsească dând hrană. Ce va face stăpânul cu robul acesta? Scrie că îl va pune peste toate averile sale. Peste toate averile sale. Mulțumesc. Dar mai departe, în partea a doua a parabolei, în spațiul de jos, există un alt rob al acelui stăpân. Și robul acesta, căruia i s-a dat aceeași însărcinare, să dea hrană, robul acesta, ce zice el în gândul lui? Stăpânul meu zăbovește să vină, deci nu este așa de important să dau hrană acum. Pot să dau hrană mai târziu. Am timp. Nu e nicio problemă. Stăpânul meu va înțelege. E ok. Am și eu puțin vacanță. Trebuie să mă bucur de viață, să-mi trăiesc viața, cum spune fratele Dan. Stăpânul, atunci când va veni, ce va face cu robul acesta? Îi va spune, deci în primul robul acesta își neglijează chemarea, responsabilitatea și se apucă să bată pe colegii lui, spune pilda,
se apucă să bea și să mănânce cu bețivii și aici nu este vorba despre a merge la restaurant sau la bodegă ca să mănânci și să bei acolo, ci se referă la un mod de a gândi și de a trăi care nu mai are nimic de a face cu valorile și cu împărăția stăpânului. Și când va veni stăpânul, spune ce va face robul aceluia. Mulțumesc, soarta lui va fi ca fățarnicilor. Este un cuvânt tare. Unui asemenea rob, dacă îi se pune o asemenea etichetă, înseamnă că există ceva care este nepotrivit acolo, care îl clasifică sau așează în categoria fățarnicilor. Deci, robul acesta este, sau își merită soarta fățarnicilor, pentru că este un om fățarnic, un om care nu a trăit potrivit cu adevărul care l-a avut. Mergem mai departe. Dacă mergem în capitolul 25, găsim o altă pildă. Imediat în capitolul 25, la început, este pilda celor 10 fecioare, iar apoi, după pilda celor 10 fecioare, este pilda talanților. Mulțumesc! Îi voi ruga pe frații mei de la Amilia să așeze al doilea slide, a doua imagine, în partea din dreapta, sus, parabola celor 10 talanți. Scuze, parabola talanților. Stăpânul din nou pleacă într-o, sau se pregătește să plece într-o țară depărtată, își cheamă robii, slujitorii. Unul i-a dat 5 talanți, unul i-a dat 2 talanți, unul i-a dat 1 talant. În primul spațiu, spațiu de sus, cei doi, cel care a primit 5 talanți, cel care a primit 2 talanți, ce au făcut aceștia cu talanții? Mulțumesc! Ce înseamnă că i-au înmulțit? I-au folosit, i-au primit și spune că îndată, după ce i-au primit, au pus la schimbător sau au mers după aceea și au pus la lucru ceea ce au primit. Îndată. Și stăpânul îi binecuvintează sau rostește cuvinte de binecuvântare pentru acești oameni, pentru acești slujitori, pe care îi va găsi făcând așa, pentru că ei au fost credincioși și au folosit ceea ce Dumnezeu sau stăpânul lor le-a dat. În spațiul de jos este robul acela care a primit un singur talent. Ce a gândit robul acela cu un singur talent? Stăpânul meu este un om aspru și rău. Da? Este un stăpân care se poartă aspru cu slugile sale, îi ține din scurt, îi disciplinează. Nu este așa doar iubitor. Dar asta pentru că stăpânul îi pasă de robi. Și ce face robul acesta cu un singur talent? Îl îngroapă și uită de el. Și când vine stăpânul și îi cere socoteală, stăpâne, am știut că ești așa, de aceea, uite, mi-a fost teamă, spune el, am ascuns talentul și acum, uite, îți aduc înapoi ceea ce este al tău. Cu ce cuvinte încheie stăpânul parabola cu privire la acest slujitor? Rob, viclean și leneș. Rob, viclean și leneș. Care este cuvântul acolo care, cum să spun, se leagă de robul celălalt care își merită soarta fățarnicilor? Viclean. Rob viclean. Adică ai vrut să faci ceva tu de mintea ta sau după mintea ta, dar nu ai vrut să asculți după ceea ce am spus eu, după cuvântul pe care l-am dat eu. Ce vedeți în cele două coloane? Coloana din stânga și coloana din dreapta. Vedeți vreo asemănare? Vedeți vreo paralelă? Două categorii.
Mulțumesc, mulțumesc. Două categorii. Ce se întâmplă în stânga, ce se întâmplă în dreapta? Ce fel de dinamică are loc? Este vorba despre o viață interioară sau este vorba despre participare, despre atitudine, despre acțiune sau activitate? Mulțumesc, mulțumesc. Este vorba despre acțiune, participare, viață. Vreau să privim acum la parabola celor 10 fecioare. Ultimul slide aici. Parabola celor 10 fecioare este cuprinsă exact între cele două parabole. Parabola robului rău sau robului credincios și parabola taranților. Cinci fecioare înțelepte, cinci fecioare neînțelepte. Toate cele 10 fecioare au avut lămpi, fiecare avea lampa ei, toate lămpile ardeau. Singura diferență între cele 5 chibzuite sau înțelepte și celelalte 5 nechibzuite era că cele 5 chibzuite înțelepte au avut un vas cu ulei. Celelalte 5 nu au avut. Spune parabola că mirele a întârziat sau că zăbovea. Și lucrul acesta a condus la ațipirea celor 10 fecioare. Toate au ațipit, toate având lămpile aprinse, încă și așteptând mirele. Spune parabola că la miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele ieșiți-ne întâmpinare. A fost momentul când toate s-au trezit. 5 au adăugat sau au folosit uleiul care l-aveau pentru ca candela lor să continue să lumineze cu putere și să iasă în întâmpinarea mirelui. Celelalte 5 s-au trezit, dar s-au trezit fără ulei și s-au trezit disperate că nu găsesc ulei, asta era problema cea mai mare, acum sau atunci, la momentul acela, deci nu găseau ulei și din disperare s-au dus și au spus celelalte 5, dați-ne din uleiul vostru, vrem să avem și noi ulei. Celelalte 5 au spus, ne pare rău, nu se poate, nu putem, pentru că dacă vă dăm vouă, rămânem și noi fără. Un mesaj extraordinar de profund, de puternic. S-au dus după aceea să caute, să încerce să cumpere în zadar. Nu se găsește. La vremea aceea nu se mai vinde ulei. Nu se mai găsește ulei. Mirele a venit, cele 5 care erau pregătite au intrat cu el și s-a încuiat ușa. S-a închis și s-a încuiat ușa. Este elementul care spune clar că în momentul acela când s-a încuiat ușa, nu se mai poate intra. Adică este echivalentul, este momentul în care se închide harul. Vreau să vă întreb, din cele 5 nechibzuite, câte au putut să intre în odaia de nuntă sau câte au putut să intre la ospățul mielului? Niciuna. Niciuna n-a intrat. Absolut niciuna. Mulțumesc, media. Ne vom întoarce doar la ultimul slide, puțin mai târziu. Aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri. Vreau să fiu cât se poate de direct și de scurt și îmi doresc lucrul acesta fără ca să abuzez de bunăvoința dumneavoastră și de bunătatea dumneavoastră, dar dacă cumva voi depăși, sper să nu depășesc, vă rog frumos să-mi îngăduiți. Citesc din Review and Herald, 19 august 1895. Ellen White scrie: când mesajul Îngerului al Treilea este predicat sau proclamat așa cum ar trebui să fie, solia lui sau proclamarea lui trebuie să fie însoțită de puterea divină. Desa continuă. Mă gândesc sau îmi îndrept gândul cu deseori, cu frecvență mare, la parabola celor 10 fecioare, spune dânsa, de unde înțeleg că Dumnezeu vede condiția poporului său.
cele cinci înțelepte și cele cinci neînțelepte. Și atunci când mă gândesc la această parabolă, îmi dau seama că ea are un mesaj special care s-a împlinit, spune dânsa, și care de asemenea se va împlini în viitor până la literă sau până la cea mai mică literă, to the letter, spune dânsa, împlinire care are nevoie să fie înțeleasă de toți cei care vor trăi la timpul sfârșitului. Dânsa vede mesajul acesta al celor 10 fecioare, parabola celor 10 fecioare, ca fiind o parabolă al cărei mesaj s-a împlinit și apoi se va împlini în continuare, va fi reîmplinit sau împlinit în mod desăvârșit la încheierea timpului. Împlinirea de la început la care dânsa se referă atunci când întreita solie îngerească sau mesajul celui al treilea înger care s-a atașat celor doi îngeri, primului și al doilea. Deci, prima împlinire, când a fost? Citesc din Cartea Istoria Mântuirii, capitolul 51, la pagina 369. În vara anului 1844, adventiștii au descoperit greșeala făcută în calculul perioadelor profetice, înțelegând că venirea Domnului Hristos nu va fi în primăvara acelui an, ci în toamna acelui an, adică în octombrie, 22 octombrie 1844. Dânsa continuă acest paragraf. După cum în parabolă strigarea de la miezul nopții, iată mirele, anunțând apropierea venirii mirelui, a fost dată atunci când adventiștii s-au pregătit să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos în primăvara acelui an, 1844, și până în toamna Lui, spune dânsa, deci acea chemare de a ieși în întâmpinarea mirelui din primăvară până în toamnă, spune dânsa, este strigarea de la miezul, sau este strigătul de la miezul nopții, iată mirele și ține întâmpinare. Este prima împlinire a chemării de a întâmpina pe mire. Adventiștii de atunci, cele 10 fecioare de atunci, aveau toți candele, aveau Bibliile cu ei. Spiritul profetic vorbește despre candele și Biblia, de fapt, vorbește despre candele ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Ei aveau Biblie cu ei, aveau ulei cu ei. S-au pregătit să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos. Calculul a fost corect pentru toamna acelui an. Ce n-a fost corect? Mulțumesc, înțelegerea corectă a evenimentului. Mulți dintre cei care au trecut prin dezamăgirea aceea s-au întors la vechile lor biserici sau au ieșit cu totul din mișcarea adventă. Mișcarea adventă se numea, de fapt, în felul acesta, pentru că toți așteptau să vină mirele. Doar o mână de oameni au rămas credincioși lui Dumnezeu și au continuat să studieze ca să înțeleagă ce s-a întâmplat, pentru ca să fie gata. Dacă mirele n-a venit, înseamnă că ceva s-a întâmplat. Mirele trebuie să vină. De atunci, mirele zăbovește. Și au înțeles că, de fapt, așa cum corect ați observat, calculul a fost făcut, într-adevăr, în mod corect. Evenimentul a fost înțeles greșit. Domnul Iisus Hristos a intrat din Sfânta în încăperea cealaltă, a doua încăpere în sanctuar, Sfânta Sfintelor, pentru a împlini lucrarea de curățire a sanctuarului, lucrare, de fapt, de care vorbește și profetul Daniel. Și acum, când este a doua împlinire a acestei mari strigări? Sunt chiar oameni din domeniul religios, care atunci când am trecut prin evenimentul de la 11 septembrie 2001, au spus, evenimentul acesta va fi cel care așează istoria către ultima
linie, ultima desfășurare a evenimentelor la încheierea istoriei, către încheierea acestei istorii a păcatului, a pământului acestuia. Însă lucrurile nu au fost așa. Pandemia prin care am trecut, sunt oameni care spun, sau cel puțin spuneau în timpul pandemiei, este un eveniment care are relevanță profetică și cumva ne cheamă să ne pregătim ca să-L întâmpinăm pe Mire, în sensul că iată Mirele, este în întâmpinare. Deși pandemia se înscrie pe lista semnelor profetice care sunt descrise în Matei 24, atunci când Domnul Hristos spune că vor fi ciumi și boli, deci pandemia aceasta se înscrie pe lista acestor evenimente, ea nu este însă evenimentul care va cataliza sau care va grăbi și va conduce istoria omenirii pe ultima linie. Însă este un eveniment care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, pentru ca noi să înțelegem că suntem foarte aproape de momentul în care se va striga iată Mirele ieșiți în întâmpinare. Pentru că Dumnezeu ne iubește, ne pregătește aceste evenimente pentru ca noi să nu mai dormim. Să ne trezim, să verificăm ce se întâmplă cu lumina din lămpile noastre și ce se întâmplă cu uleiul din vasele noastre. Citind în Spiritul Profetic, a doua împlinire despre care Ellen White vorbește, a strigătului de la miezul nopții, va avea loc atunci când va fi dată și solia îngerului din Apocalips 18, o solie care repetă solia îngerului al doilea. Apocalips 18, chiar aș vrea să citim cuvintele acestea. Apocalips 18, începând de la versetul 1. După aceea am văzut, scrie Ioan, după aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare. Și apoi îngerul continuă și descrie toată lista de urâciuni și de păcate pe care Babilonul le are sau de care s-a făcut vinovat. Vreau să vă întreb, când este căderea finală a Babilonului? Când acest înger al Apocalips, al capitolului 18, se adaugă celor trei îngeri și strigă cu putere, a căzut Babilonul. Nimeni nu știe când se încheie harul. Strigătul acesta va fi în răspuns sau ca răspuns la ceea ce se va întâmpla în istoria noastră. Și spun cu credință și pot să spun că Dumnezeu ne pregătește pentru timpul acesta. Probabil că în timpul vieții noastre vom vedea lucrul acesta. Este vorba despre decretul duminical. Iată ce scrie Ellen White cu privire la lucrul acesta. Evenimentul acesta este un eveniment catalizator, adică care accelerează încheierea istoriei. Evenimentul decretului legii duminicale. Strigătul de la miezul nopții care va anunța venirea Mirelui a Domnului Iisus Hristos este acest eveniment. Este momentul în care nimeni pe pământ nu va mai dormi. Nu va mai fi la fel cum a fost ca înainte, așa cum după septembrie, 11 septembrie 2001, sau după pandemia aceasta, încercăm să intrăm în normalitate, cum spunem noi, deși în unele privințe lucrurile se îndreaptă către o anumită normalitate, dar ele nu mai sunt de fapt cum sunt la fel. Ne îndreptăm cu grabă, cu repreziciune către încheierea istoriei. Și în momentul acela când oamenii vor cere, dânsa spune în evenimentele ultimelor zile, pentru a-și asigura popularitatea și sprijinul, legislatorii, adică cei din Congres, mă refer la Congresul Statelor Unite ale Americii, cei din Congres, legislatorii, vor da
vor ceda în fața cererii mulțimilor și vor adopta o lege duminicală. Prin decretul de impunere a instituției papale, deci duminica este instituție papală, prin impunerea acestui decret, acestui semn al închinării false, prin violarea legii lui Dumnezeu, națiunea noastră se va îndepărta cu totul de dreptate, iar apostazia națională va fi semnul ruinei naționale. Și apoi dânsa continuă și spune că odată dată această lege în Statele Unite, la scurt timp va fi impusă în întreaga lume. Toate guvernele, toate organizațiile vor merge în unison pe aceeași linie. Iar curgerea aceasta a evenimentelor, strigătul acesta de la miezul nopții, iată mirele, va trezi întreaga biserică. Și atunci, întrebarea este, sunt eu pregătit să întâmpin pe mirele care va veni la scurt timp după aceea? Pentru că de aceea avem parabola robului credincios sau robului rău, de aceea avem parabola celor 10 talanți și de aceea avem parabola celor 10 fecioare. Toate aceste trei sunt așezate ca niște felii de tort. Folosesc ilustrația pentru că tortul e ceva bun, dar ca niște felii care trebuie luate împreună. Dacă cele două, din stânga și din dreapta, vorbeau despre acțiune, despre dinamică, despre activitatea fiecăruia, cea din centru vorbește despre relația mea cu Dumnezeu, despre relația familiei mele cu Dumnezeu, despre relația bisericii cu Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc puțin despre fecioarele neînțelepte. Semnele timpului, revista Semnele timpului, 6 august 1894. Cel care își dă la o parte, își relaxează sau nu-și mai păstrează vegherea, pentru că nu știe ziua în care va veni mirele, cel care deci se poartă în mod indiferent față de chemarea care i s-a făcut de la stăpânul său și care nu are grijă să aibă ulei în vasele lui, este sau face parte din categoria fecioarelor neînțelepte. Un alt gând. Dintre persoanele sau persoanele care au primit prețioasa lumină, referindu-se la lumina Cuvântului Dumnezeu și mai ales la solia celor trei îngeri, solia îngerească, deci cei care au primit prețioasa lumină și neprihănirea lui Hristos, dar care nu au acționat pe baza ei, care they did not act upon it. Deci care nu au lucrat, nu au trecut la acțiune, așa cum au trecut robii care au înțeles să treacă la acțiune. Deci persoanele acestea care au primit lumina, dar care nu au trecut la acțiune prin puterea lui Dumnezeu, sunt fecioarele neînțelepte, scrie. They are the foolish virgins. Și încă un gând. Din aceeași periodic, Signs of the Times, de semnele timpului. Noi nu putem să fim gata să îl întâmpinăm pe Domnul dacă așteptăm să ne trezim la momentul acela, la momentul strigării, iată mirele, și să realizăm că atunci, de fapt, noi nu avem ulei de rezervă. Dacă așteptăm sau dacă facem lucrul acesta, dânsa spune, vom fi pierduți. Vom fi pierduți. O zi în care va trece prin mintea noastră
toate ocaziile, toate binecuvântările, toată lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o și pe care nu am știut să o folosim sau pe care nu am folosit-o. Câteva cuvinte despre fecioarele înțelepte. Sign of the Times, deci semnele timpurilor, 6 august 1894. Fecioarele înțelepte sunt cele care au credință și dragoste și răbdare și care trăiesc prin experiența lor de zi cu zi hrănirea din Cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea pentru Dumnezeu. Deci este vorba despre o umplere cu Cuvântul lui Dumnezeu și este vorba după aceea de o revărsare a ceea ce Dumnezeu a turnat în inima acelei persoane pentru cei din casă, pentru cei de la școală, pentru cei din lume sau din jurul nostru. Deci este vorba despre o experiență zilnică în care acea persoană, acea fecioară, acel credincios își umple sau deschide vasul ca să fie umplut zilnic și apoi să îl poată revărsa zilnic pentru cei care sunt în jurul nostru și care pierd. Și încă un gând. Acum este timpul ca să privim la ceea ce Dumnezeu ne-a oferit cu abundență sau cu belșug, dându-ne fără măsură acces la uleiul său, la Duhul Sfânt și la Cuvântul său. Este înțelepciune atunci când cineva primește și ascultă de chemarea lui Dumnezeu și trăiește așa cum Domnul Hristos a trăit. Mi s-a întâmplat și privind înapoi în viață, pot să spun că veneam la biserică sâmbăta și îmi umpleam vasul, ca să spun așa, și era o fericire deosebită, era o bucurie deosebită să pot să studiez, să am timp să mă rog mai mult, să fiu împreună cu Dumnezeul meu, cu părinții sau cu familia. Atunci când se termina sabatul, viața mea era ca și cum aș fi scos din priză un appliance, sau ceva care îl pui în priză, un radio sau un... Yeah. Și cumva, în timpul săptămânii, intram pe o altă linie de gândire, o altă linie de lucru. Nu știu dacă vi s-a întâmplat dumneavoastră așa ceva, dar am realizat că, de fapt, tot ceea ce se întâmplă în timpul săptămânii nu este rupt sau nu trebuie să fie rupt de ceea ce se întâmplă în timpul sabatului. Dimpotrivă, în timpul săptămânii noi trebuie să avem o relație strânsă cu Dumnezeu în așa fel încât credința noastră să crească atunci când vine sabatul, să fie într-adevăr culmea sau apogeul experienței noastre din acea săptămână cu Dumnezeu. Nu știu dacă este aceeași experiență și la dumneavoastră, dar am realizat că lucrurile nu pot să continue în felul acesta. Nu, poate că raționalizez sau îmi spun bine, dar trebuie să mă scol mai de dimineață, trebuie să ajung la serviciu, trebuie să rezolv lucrurile acolo, trebuie să mi-ajut și familia, trebuie să scriu e-mail-uri, trebuie să citesc, trebuie să. Dar nimic nu este mai important decât ca să am candela aprinsă și să am ulei cu mine. Indiferent cât de mult este de lucru. Și dacă cineva realizează sau învață lecția aceasta, pentru mine este o lecție extraordinară. Aș vrea să ne întoarcem la ultimul slide. Și până băieții vor afișa acel slide, înainte de a ne apropia de încheiere, aș vrea să vă mai aduc un singur gând în față. Este secretul biruinței, este secretul vieții de credință al fiecărui bărbat
sau persoane din Biblie, femeie, bărbat din Biblie, care a reușit să înțeleagă dependența totală de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, și atunci când citim și învățăm despre caracterele acestea puternice ale credinței, ceea ce stă la bază este acea experiență zilnică cu Dumnezeu. Este acea experiență care nu poate să despartă pe niciun om de Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a făcut totul pentru ca noi să fim nedespărțiți de El, este răspunsul nostru să facem totul ca să rămânem împreună cu El. Vreau să vă întreb, ați vrea să fiți un rob credincios și înțelept? Ați vrea să fiți un rob care folosește cei 5 talanți sau 2 sau poate un talent pentru Dumnezeu în fiecare zi? Dacă da, vă rog frumos, luați cu dumneavoastră sau haideți să luăm cu noi pilda celor 10 fecioare. Vă invit să urmăm exemplul de înțelepciune și de credință al celor 10 fecioare care zilnic au vegheat ca să aibă candela arzândă, să ardă nu numai cu de-a bea o pâlpâială de lumină, ci să fie lumină din belșug, să strălucească lumina aceea. Și să aibă și ulei cu ei în fiecare zi. Și asta înseamnă că dacă vrem să facem lucrul acesta, istoria noastră se schimbă de azi încolo. Sau continuând mai departe. Noi nu putem să mai fim aceiași oameni. Nu putem să mai amânăm pregătirea noastră. Nu putem să mai spunem, lasă că stăpânul meu întârzie. Mai am timp. Ne jucăm cu viața veșnică și ne jucăm cu o dragoste a lui Dumnezeu de care după aceea spune că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru că nu moartea va fi dureroasă. Și gândul că am fi putut fi salvați, dar am refuzat salvarea. Iar dacă facem lucrul acesta, dacă dorim să avem gândul acesta și să trăim așa cum Domnul Hristos a trăit, având acea relație desăvârșită de comuniune, de dependență față de Tatăl, în care Duhul Sfânt a umplut inima Lui în fiecare zi, aceasta este experiența care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Și în felul acesta se va încheia lucrarea. Iar dacă oamenii vor să dea decrete duminicale, n-au decât. Domnul Hristos ne-a spus, ne-a avertizat, nu-i nicio problemă. Dacă oamenii vor să ne persecute, să ne scoată în afara legii, nu-i nicio problemă. Au făcut-o în trecut. Au făcut-o și către Domnul Iisus Hristos. Dacă vor face către noi, ne vom bucura și vom mulțumi Domnului. Vă invit să fim treji și să veghem. Să veghem asupra vieții noastre, asupra lămpii noastre, asupra vasului de unde lemn, pentru ca să fim pregătiți să-L întâmpinăm pe mirele nostru. Domnul Iisus vine foarte curând. El, dacă suntem gata, El poate să vină oricând. Nu evenimentele îl opresc pe El, ci nepregătirea noastră. Vă invit să ne rugăm și apoi să cântăm împreună imnul de închidere 501. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, este o lumină pentru pașii noștri și ne conduce pe cărarea spre Tine. Amin. Îți mulțumim că ne dai de asemenea darurile Tale, talanți pe care să-i folosim în lucrare.
Dorim ca să te rugăm să ne ierți pentru că n-am știut să folosim așa cum Tu ne-ai chemat să folosim aceste daruri, n-am știut să dăm hrană așa cum Tu ne-ai chemat să dăm hrană. Te rugăm să curățești inimile noastre și te rugăm ca darul Duhului Sfânt, prezența puterii Tale să caracterizeze viața noastră și în felul acesta să-Ți împlinești în viața noastră lucrarea. Fă-ne, te rugăm, lumini pentru Tine și pentru cei din jur. Fă-ne, te rugăm, servi credincioși și înțelepți pentru a ști cum să răspundem și să lucrăm pentru cei care sunt în nevoie. Dă-ne, te rugăm, înțelepciunea fecioarelor care au avut lămpile aprinse și ulei cu ele. Dă-ne, te rugăm, puterea de a sta pentru Tine atunci când totul în jur se prăbușește și chiar dacă 1000 ar cădea la dreapta noastră și 10.000 la stânga, îți mulțumim că vei veghea să nu se atingă de noi. Amin. Îți mulțumim că ne pregătești și dorim să fim gata astăzi și în fiecare zi pentru ca venirea Ta să ne găsească pregătiți și gata de a intra cu Tine. Împreună cu noi dorim să fie și cei dragi, copiii noștri, dorim cei care poate nu Te-au cunoscut până acum, pentru ca să cântăm și să ne bucurăm cu Tine la Marea de Cristal. Și îți mulțumim pentru toate acestea, prin Domnul Iisus. Amin. Imnul 501, Când El va veni. Personală
și apoi voi încheia cu amin de aici.